producător de covârșei cu vin, producător noi în Republica Moldova și ne aflăm în Căușeni. Ideea asta a fost urmat cu familia mea. Adică noi, având bunii mei, având moara, am hotărât să facem un produs care putem folosi moara. Mai întâi am găsit clădire, am văzut dacă... Adică noi un pic am mai... Nu că am mai schimbat, dar am mai adăugat. Adică pentru standardele, pentru a putea lucra cu produsele alimentare. Apoi deja utilajul, am început să-l caut după utilaj. Deja am făcut proiectul business planul și deja am pornit mai departe. Aveam 18 ani când s-a primit să deschid brutăria, a fost foarte greu, deoarece unii oameni cam se uită la 18 ani și mai ales cu fată, pentru că așa asta cam e imposibil. Adică pentru unii 18 ani, adică pur și simplu eu sunt angajat, care am venit să fac niște documente și vorbesc, majoritatea vorbesc curând, adică până află că eu chiar sunt proprietar, atunci de dată se schimbă. Covrigi italieni pe bază de vin alb, sec. Toată rețeta a fost optimizată pentru produsele noastre, adică pentru piața noastră, de un tehnolog italian care l-am chemat special ca să înveți personalul și să formeze rețeta. Practic toată linia de transportare a covrigilor a fost proiectată de Bunelu, deoarece cumpărarea unui utilaj, de exemplu, sau în Moldova sau din Italia, este foarte costisitor și noi am hotărât ca să un pic să mijorăm cheltuielile. El m-a ajutat proiectul, desenul și lucrătorii care l-au format. Gama noastră este variată, avem 8 feluri de covrigi. Avem covrigi cu semințe de in, semințe de susan, semințe de mac, alune, tărâțe, ceapă deshidratată, pizza, adică legume uscate, clasici și marar. Eu spun cinstit, adică să nu a avut sprijinul bunilor și părinților, eu nu avea să pot să încep. Datorită lor, mulți tineri nu au ajutor în spate, ori părinții nu pot și ei de mei greu. Adică că nu, statul la noi, pot spun, la noi așa nu e făcut ca să ajute pe cei tineri. Adică la început spune că îi ajută, că proiecte, dar când vrei să te uiți, să te ocupi, e cam... Condițiile sunt făcute așa, ca să-ți dai seama că tu nu poți singur. Adică ori îți trebuie sprijin financiar, cineva să ajute mereu cu documente, adică așa e făcut la noi. Acum avem mici probleme cu intrarea în unele rețele de magazine din cauza pandemiei, că nu toți, adică se înscrie și mulți sceptici că iar produs nou, că iar posibil să nu se vândă, adică trebuie cu răbdare, încet, short, fiecare să vorbim, să demonstrăm, să rugăm, măcar un pic, măcar l-ați gustat și după asta să vedem răspuns. Plec undeva pe spătare, mai mult 4-5 zile nu pot sta acolo, vreau înapoi acasă. Deci ești, nici nu pot sta, adică am gând să plec pe spătare să învăț. Când intru și sunt mirosul ăsta de coprici, gata, e ca să atâta timp, răbdare, atâta putere, nerv. Când sunt mirosul ăsta de coprici, e senzație. Toți covrigeii noștri îi comercializăm pe piața internă și îi punem foarte multă dragoste în ei ca să primească ceva bun și gustos la sfârșit.